Ioan Stan a declarat că este vorba de 17 milioane de lei necesari pentru ca unitatea spitalicească din Fălticen să fie dată în folosință. Parlamentarul social-democrat a precizat că spitalul reprezintă o necesitate stringentă, urmând să deservească 150.000 de locuitori din municipiu și comunele limitrofe. Intrigat, dar ferm în interpelare, deputatul PSD Ioan Stan îi avertizează pe cei care diriguiesc frâiele Ministerului Sănătății că spitalul din Fălticeni are nevoie de fonduri pentru a fi terminat și, după cum se exprimă socialdemocratul, nu este dispus să accepte un răspuns negativ. Cel care trebuie să asigure fondurile pentru finalizarea spitalului este Ministerul Sănătății. Se pare însă că pe guvernul tehnocrat nu-l interesează ca oamenii să aibă acces rapid la serviciile medicale de calitate. În cazul în care ministrul Sănătății nu va aloca bani pentru finalizarea noului spital din Fălticeni, atunci va fi chemat la grupul PSD din Camera Deputaților pentru a lămuri situația, a conchis deputatul Fălticenean Ioan Stan.